Salutare prieteni, eu sunt Demon MC și bine v-am găsit la un nou tutorial. De curând am primit o sugestie de la un abonat care m-a rugat să fac o rulotă. În mintea mea ar fi mai multe modele. Ar fi rulota aia gen cum era în Ben 10. Știți, aia lungă, practic mașină. Sau sunt rulotele acelea mai micuțe care sunt trase de o mașină. Între astea două a fost puțină bătălie în mintea mea, dar am rămas la concluzia, hai să facem o rulotă din aceea trasă de mașină. Oricum, hai să nu mai lungim vorba și să începem. Pentru început, vom avea nevoie de următoarele materiale. De bază. Niște blocuri de coal sau ceva negru care să reprezinte roțile. Puteți să folosiți teracotă, puteți să folosiți lână, stați puțin... Microfonul mi intra în gură. Apoi, slaburi, bloc și trepte. Trebuie neapărat să fie de același bloc și de preferat un bloc deschis la culoare. După cum ați văzut și voi, multele sau puținele lor lote, mare majoritate sunt albe. Deci puteți să folosiți cuarțul. Teracota nu prea merge că nu are trepte. Nu are nici trepte, nici slaburi. Dar puteți să folosiți, spre exemplu, lemnul de mestecan. Zic bine, de mestecan, lemnul alb. Apoi, un bloc de preferat, un lemn de o altă culoare. Opusă. Eu voi folosi stejarul negru, lemnul negru, că mă dă bine cu albul. Apoi niște sticlă și o ușă. Pe viitor vom mai lua noi câteva materiale, dar astea sunt de bază. Vom începe fain frumos cu roțile și stat așa să mă pun puțin mai departe de pomul ăsta să nu intru fix în el. Și vom pune o roată aici, 1, 2, 3 și o roată aici. Simplu, asta chiar nu puteți găsi și le vom dubla. De ce? Pentru că rulota nu o să vreau să fie puțin mai măricică așa. Nu vreau să fac una de aia minusculă care fix să n-ai ce face cu ea. Vreau să fac ceva ce poate fi folosit și într-un survivor. Gen să bagi în ea suficiente chestii încât să o poți folosi. Bun, păi, astea-s roțile. Mai mult de atâta, ce să zic, că asta chiar e floare la ureche. Apoi vom lua slaburile. Măi, voi face gen o parte și apoi voi construi și pe cealaltă, că e mai ușor de urmărit și nu are rost să ne complicăm. Dar pentru început le vom uni cu slab și acum este momentul în care vă alegeți care să fie partea din față. La mine aceasta va fi partea din față, iar aceste spatele. În spate, 1, 2, 3. Vespede, în față, 1, 2, 3, 4, 5. Până acum e simplu. În capete vom pune câte un bloc și în dreptul blocului o treaptă pusă invers. Pac și pac. Până acum e simplu. Deasupra treptei vom pune un bloc din cealaltă culoare, să zic așa, și deasupra acestui bloc încă o treaptă. De ce fac așa? Măi, vreau să-i dea o formă așa rotundă. Înțelegeți voi? Arată mai drăguț. Credeți-mă, aveți încredere în mine. Va ieși bine. Iar aici, în continuare, măi, cu blocul de cealaltă culoare, pur și simplu voi trage așa o linie de la cap la cap. Cât se poate, except în geamurile și ușa. Mă zic, arată bine. Bun, mai departe, cu partea de jos vom lua blocurile, vom pune un bloc aici și... să văd... Pam, 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 trei blocuri aici. Aici vom lua scările, treptele, vom pune o treaptă îndreptată, o treaptă pusă invers îndreptată spre în spate și vom continua cu trepte invers până deasupra roții. Loc unde aici vom pune o ușă din interior, așa. Op, am blocat în ea. Până acum e simplu. Până acum arată ca o barcă. Ce să zic? Ok, mai departe. Avem aceste două blocuri. Sărim. 1, 2, 3. Bloc aici, bloc aici.
Arată simetric? Arată simetric. E ok. În partea cealaltă, un bloc și mai, hai să facem două. No, un bloc. Chiar dacă nu arată așa simetric, dar arată ok. Vrei și lumină în interior. Sticla aici, sticla aici, simplu. Deasupra blocului, blocurilor de lemn, blocuri de cuarț. Poc, poc, poc. Iar în rest, trepte puse invers. Treaptă aici, treaptă aici și trei trepte aici. Mai, asta e laterală. Până acum nu arată cine știe ce, dar o vom face. Hai să facem și pe partea cealaltă și să ne grăbim puțin. 3, aici, 1, 2, 3, 4, 5, bloc aici, treaptă, bloc aici, treaptă, lemn aici, lemn aici, treaptă, frumos, lemn și bloc. Hai să punem de la început, lemn, bloc și treaptă. Și așa mai, nu știu, voi dacă vreți să le faceți simetrice, adică să fie la fel geamurile și într-o parte și în alta, este alegerea voastră, dar eu voi încerca să fac puțin mai diferit. Oricum, bloc aici, bloc aici. A, și de asemenea, dacă vreți să faceți uși pe ambele părți, faceți, dacă nu, nu, eu nu voi face, că zic că n-are rost. Adică, ori luat-o, parchez undeva cu lateral la niște copaci undeva și intri de pe o parte, că n-are rost să faci pe ambele părți. Asta e părerea mea, așa văd eu lucrurile. Ia să vedem unde punem noi jamuri. Aici vreau să pun niște paturi, deci 1, 2, 3, nimic. 1, 2, 3, geam, aici și aici. Sau chiar așa. Vai. Pardon, mi-e vine să răgâi. Și mai, nu știu. Ceam, ceam, ceam. Mai, dacă o fi să pun geam, pun mai târziu. Nu este nicio grabă. Trepte aici, trepte aici. Cam asta e și laterala cealaltă. Hai să le unim între ele. Punem aici sleburi, aici sleburi. Mai în interior, adică podeaua în interior, puteți să o faceți din ce culoare vreți voi, de preferabil sleburi. Dar nu e asta problema. La partea din spate. Puneți un bloc aici și încă un bloc. Ăsta putem să spargem. O treaptă așa. O treaptă așa. Aici în mijloc un geam. Lemn, lemn. Aici puneți un bloc. Aici un bloc și în mijloc o treaptă. Pusă invers, iar deasupra un slab. Și am putea să punem și jos un slab. Nu, două slaburi. În genul acesta. Mai arată interesant, ce mai. În față va fi aproximativ același model, doar că aici vom pune trei blocuri. La fel îi vom pune un geam, lemn, lemn și sus fix la fel. Bloc, treaptă, bloc și pe mijloc o lespede. În partea de jos vom pune una, două, trei lespezi și deasupra vom pune o treaptă. Mai, care e faza cu ăsta? Ei, de aici se va prinde de mașina respectivă. Aș mai vrea eu de asemenea ori guard, ori cobblestone wall, dar voi folosi un cobblestone wall aici și unul aici. Mai, ăsta va fi suportul care gen o va ține în picioare. Gen o decupezi de mașină sau nu, dar pui acestea să nu fugă nicăieri. Chestii realiste. Acum pentru tavan, pentru partea de sus, pur și simplu vom umple cu lespede. Și pentru început vom umple doar partea din interior. Adică acestea spre exterior, nu.
Și așa. Hai să începem din partea din față. Din partea din față. 1, 2, 3, al patrulea bloc. Și mergem până în spate. Iar în spate numărăm 1, 2 și atât. Cam așa. Facem și în partea cealaltă la fel. Până aici. Acum. Deasupra. Tot la fel. Hai din față. Sărim 1, 2 și aici. Mergem și în spate. Tot la fel. 2. Aici din față, 1, 2, 3 și aici. Practic, mai în spate cu acesta. Observați și voi prea bine, n-are rost să vă explic chestii simple, iar în spate lăsați decât unul. Mai, uite, vedeți? Acum are o formă drăguță, o formă așa rotundă, chiar pare simpatică. Niște chestii care aș vrea să le adaug. Mici detalii. Punem aici un cobblestone wall sau eu știu undeva. Na, aici rămâne puțin pe lateral și vreau niște iron bar-uri. 1, 2. Una peste alta, una aici, una aici și una aici. Mai practic asta e o antenă. Cred că v-ați prins și voi. Mai departe, aș vrea niște aer condiționat. Why not? De ce nu? Și putem să folosim, eu știu, un furnace sau, dacă sunteți chiar bogați, niște blocuri de iron și niște iron trapdoor. Și vom pune unul aici și unul aici. Pur și simplu. Iar apoi între ele slaburi. Și hai să facem. Nu, 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 nu. Lăsăm unul liber. Sunt patru slaburi, da? Pe cele două din mijloc le spargem și blocurile din mijloc le spargem și vom pune aici și aici două trapdoor-uri. Gen să fie niște lumină reală, niște lumină naturală. Un fel de trapă. Practic nu un fel de trapă, practic fix o trapă. Aș mai vrea niște chestii. Un daylight sensor aici și unul aici și fac și fac că nu-i bine. Nu-i bine. Eu știu, înlocuim alea cu niște șenile. Pac și pac. Măi, sunt și mai ieftine, sunt și mai ușor de făcut, le găsiți peste tot. Arată bine, arată ok. Pe exterior aproape suntem gata. Încă câteva detalii și suntem tot mai bun de intrat în interior. Acum vreau să fac gențile la cauciucuri. Item frame, un buton de piatră și niște sticlă, eu știu, gri, neagră, vă alegeți voi culoarea. Buton, buton, item frame și în item frame sticla. Și pur și simplu o întoarcem așa frumos. Zici că o steluță. Hai că arată drăguț. Și în partea altă fix la fel. Pam, pam, pam. Pam, tu. Mai în mare parte cam asta e pe exterior. De asemenea putem noi să-i mai adăugăm câteva detalii. Aș vrea. 1, 2. Astea le spargem. Și pe ăsta. Ce vom face? Aici vreau băga un bloc de coal și punem roata de rezervă. Mai roata de rezervă, da. Putem să o punem și așa. Dar nu-mi place cum este în exterior, este ca naiba, așa că o las aici în interior și pare mai drăgălaș. Oricum, pe interior se poate astupa foarte simplu și nu e nicio problemă. Iar în gaura cealaltă, în gaura cealaltă vreau să pun ceva care să se asemene cu o butelie. Butelie de gaz și vom lua niște lână albastră. Why not? Pam, pam. Un iron trapdoor jos și în partea din spate niște trapdoor-uri normale.
Bine, și cel de jos puteți să puneți story între lor, normal că, na, nu prea are, eu știu, nu, unul decât că. Trebuie să-i punem niște stopuri, unul aici, unul aici, și un bloc roșu, lână roșie, care este foarte simplu de găsit, n-are rost să punem, eu știu, hai să punem două, mă. Arată mai sanchim așa cu două, mă. Și în față, am putea să-i punem și în față ceva. De ce nu? Eu știu. Hai să-i punem niște glowstone. Dați-mi dacă aveți... Da, dacă aveți asta, cum zice, redstone lamp, ați putea să puneți, dar n-are nicio chigreaza. Mai eu știu să mă gândesc. Putem să punem aici un buton. Gen, să poți să te alimentezi de la butărie afară, adică faci un camping, ai o plită de aia externă, portabilă. O plită portabilă să poți să o alimentezi. Un buton aici, un buton aici și unul aici. Fără asta. Pe partea cealaltă, unul aici, unul aici și unul aici. Arată frumos, simetric. Mai asta pare cam așa, cam simplu, cam plictisitor, dar mai nu prea ce-i face. Măi, și mare parte cam asta e. Știu, blocul ăsta ar avea el rost să spargem și să facem așa. Nu cred că are niciun rost. Și hai să mergem pe interior. Up! Am uitat că n-am pus podeaua. Și am căzut. Am căzut prin rulota. Pentru podeaua la rulotă, voi folosi sleburile de lemn negru. Voi puteți să folosiți orice culoare ce aveți sau ce vă place. De asemenea, puteți să folosiți și cuarțul, care ar arăta drăguț, dar eu știu, nu mă complic. Și pe interior. Hai să vedem de ce avem noi nevoie. Furnace, crafting table, chest. Asta e clar. Și pat. Eu știu, nu un pat negru, hai un pat roșu, vanilla, orange. Orange, pentru că n-am folosit niciodată. Eu știu, un flower pot, niște item frame-uri, niște picturi. Aș mai vrea un semn și eu știu, vedem pe parcurs ce mai punem. Oricum, și lumina. Thank you.
flota noastră. Ce să mai punem? Nu prea avem ce să mai punem. Arată destul de bine. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați bunul tonul de like. Arătați-le și la prietenii voștri. Un share chiar m-ar ajuta enorm de mult. Și de asemenea, dacă aveți idei pentru videouri viitoare, tutoriale, lăsați în secțiunea de coment. Voi încerca cât de mult să construiesc acel lucru. Și încă un lucru, că mă tot întreabă mulți, dacă ați rămas până în momentul ăsta, ca texture pack folosesc Flow HD și ca shader Chocapic V5 Lite. V6 le arată mult mai diferit, V5 zic că arată bine și ori. Hai să dăm și un shader mai... Mă cam cac pe mine cu extremul, că știu că am frame rate mic, dar cam așa arată și în mai și. Păi prieteni, noi ne vedem data viitoare cu un nou video, sper că cât mai curând vă primesc cu sugestii mai repede, cu atât voi face un video mai repede. Până data viitoare, eu v-am pupat. Până data viitoare, v-am pupat. Hai, ciao!